Excelență, doamnă președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu, doamna ministru Alana Merenco, excelență, domnule ambasador al României, Cristian Țurcanu, domnule inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență România, general Dan Paul Iamandi, domnule șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Republica Moldova, colonel Alexandru Oprea, domnilor deputați, secretari de stat, excelențele voastre, domnilor și doamnelor ambasadori, dragi invitați și colegi, urmează evenimentul de inaugurare a Unității Primirii Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă, construcția căreia a fost realizată în cadrul proiectului transfrontalier SMURT 2, zona de cooperare transfrontalieră România-Moldova, o zonă mai sigură, prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, creșterea nivelului de pregătire și menținerea capacității personalului de intervenție în situații de urgență, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul instrumentului european de vecinătate prin programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020. Stimată audiență, îmi permiteți să ofer cuvânt pentru discurs doamnei președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu. Bună dimineața, domnule director, doamnă ministră, vă mulțumesc mult pentru invitație. Vă salut, domnule ambasador, stimați oaspeți, dragi medici, lucrători medicali. Mă bucur că putem să participăm la un asemenea eveniment și sunt astăzi aici, în primul rând, pentru ca să salut efortul dumneavoastră și rezultatele acestui proiect, un proiect care a început în cadrul unui program transfrontalier Republica Moldova-România și care a fost susținut de Uniunea Europeană și ulterior a fost susținut de alți parteneri externi, de Banca Mondială, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională și vreau să le mulțumesc partenerilor noștri pentru acest ajutor. Noi avem de reparat multe spații, noi avem de dotat multe spitale, dar lucrurile au început să se miște și vreau să-i mulțumesc doamnei ministre pentru acest efort care se întâmplă în Republica Moldova în mai multe instituții medicale. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru realizări. Sigur, sunt curioasă să vedem ce ați făcut, dar din informațiile pe care le am, înțeleg că sunt standarde europene aici în spitalul dumneavoastră, în spitalul de urgențe și vrem ca aceste standarde să reușim să le ducem în toate instituțiile din Republica Moldova. Sigur că nimeni nu-și dorește să ajungă la spitalul de urgențe, dar odată ajuns aici își pune toate speranțele că viața va fi salvată, că sănătatea va fi protejată și crearea condițiilor bune de muncă este un element extrem de important pentru ca să creștem calitatea serviciilor medicale. La toate întâlnirile pe care le am cu cetățenii în diferite localități din Republica Moldova, oamenii vorbesc despre sănătate, despre serviciile de calitate în sănătate, despre accesul la servicii de calitate și acesta este un lucru important, pentru că putem să construim o țară sustenabilă, putem să reușim să construim o țară dezvoltată cu oameni sănătoși și oameni educați. Aici este investiția cea mare și vom continua această investiție. Le mulțumesc încă o dată partenerilor care ne ajută să transformăm sistemul medical și vă mulțumesc dumneavoastră, lucrătorilor sistemului medical. Fără dumneavoastră, aceste condiții frumoase nu înseamnă mare lucru. Dumneavoastră sunteți cei care salvați viețile oamenilor și vă rugăm în continuare să faceți acest lucru. Felicitări și vă mulțumesc! Vă mulțumim!
Oferim cuvânt pentru discurs doamnei Alane Merenco, ministru al Sănătății. Bună. Bună ziua tuturor, stimată doamnă președinte, domnule director, stimați invitați, domnule ambasador, avem reprezentanța al mai multor parteneri internaționali, ambasade. Eu vreau în primul rând să ne felicităm pe toți, indiferent cine nu ar fi noi, cetățeni, medici, funcționari publici, pentru faptul că am putut să aducem o bucată de Europa la noi acasă. O să vedeți că acest departament de primiri urgente, de fapt, corespunde în tocmai și nu este absolut nicio diferență dintre ce o să vedem aici, ce avem aici și oricare alt spital a țărilor Uniunii Europene, dar și altor țări care se află în lista țărilor bogate, dezvoltate și cu un alt parcurs istoric. Eu aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor celora care au fost parte a acestui proiect minunat, deoarece de aici s-a pornit totul, chiar dacă anul trecut aveam un risc. Când am venit aici, am văzut în ce stare erau lucrările de reparație și când ne gândeam câte sume enorme sunt necesare pentru a investi în echipament, deoarece reparația pereților nu înseamnă prea mult dacă nu instalezi echipamentele necesare și nu ai personalul medical instruit și bine pregătit, dar totuși trebuie să ținem minte că aceste proiecte pe care le avem transfrontaliere, de fapt, își ating scopul lor cel mai important, să pună pe noi presiune și să ne miște într-o direcție spre aceste standarde. După aceasta, noi suntem într-o oarecare măsură nevoiți, puși în situația să atingem aceste standarde. Deci, astfel, am o mare plăcere să menționez un sentiment de felicitare și de recunoștință pentru toți cei care au fost implicați în proiectul transfrontalier, zona de cooperare transfrontalieră România-Moldova, o zonă mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, SMURT, mai bine spus, creșterea nivelului de pregătire și menținerea capacității personalului de intervenție în situații de urgență, care a fost finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul instrumentului european de vecinătate, prin programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020. Și iarăși vedem aici România. România, țara care ne ajută foarte mult ca să devenim și noi, sperăm, într-un viitor nu foarte departat, membrii ai Uniunii Europene. Deci eu aș vrea să menționez cât a costat toată această splendoare și instalarea tuturor sistemelor inginerești a constituit total 49 de milioane de lei, dintre care 15 milioane au fost acoperite de Uniunea Europeană și 34 de milioane de către Ministerul Sănătății din finanțările bugetului de stat. După aceasta a urmat procurarea și instalarea echipamentelor și majoritatea din ele, de fapt aproape toate, au fost procurate anul trecut din diferite resurse pe care noi le-am identificat, le-am căutat la Ministerul Sănătății. Deci Ministerul Sănătății a alocat anul trecut circa 42 de milioane de lei din sursele, mai multe surse, ale bugetului central de stat, proiectele partenerilor de dezvoltare pe care le aveam și le-am făcut o reconstrucție internă astfel ca să putem procura aceste echipamente și menționez aici Banca Mondială, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, pentru ca să dotăm UPU cu toate echipamentele și dispozitivele medicale noi. Este vorba de un tomograf computerizat foarte modern, aparat radiografic digital, paturi funcționale, monitoare, electrocardiografie, mobilier și tot ce vedeți aici, mai mare sau mai mic. Vreau să menționez că UPU este de fapt o subdiviziune a Institutului de Medicină Urgentă, care are propriul sol personal, ei doar vor fi transferați din departamentul vechi, care nu mai este, nu va mai fi de astăzi funcțional, pentru ca să fie implicați în triajul, în evaluarea și tratamentul de urgență a tuturor pacienților care ajung în aceste spații. Iar spațiile sunt foarte generoase. Avem circa 2000 de metri
pătrați aici, în acest UPU, și la momentul de față este cel mai mare UPU din toată țara și cel mai important. Deci aici pacienții ajung cu ambulanțele, cu propriile picioare, aduși de rude, trimiși de către medicii de familie sau alți specialiști, sau prin transferul interspitalicesc, în special din zonele raioanelor Republicii Moldova. Avem mai multe zone, nu o să intru în explicații tehnice, doar o să le menționez. Este clar, după denumire, care este importanța lor. Deci avem zona de resuscitare, care se mai numește zona de cod roșu, zona pentru evaluare și tratamentul imediat, care intră în codul galben, deci zona pentru evaluarea urgențelor mai minore, codul verde, și zona albastră, un spațiu destinat consultației pacienților. După cum am spus, o să vedeți toate echipamentele care au fost procurate. De asemenea, va funcționa în acest UPU un centru de instruire al personalului medical pentru acordarea serviciilor de urgență. Și va fi dezvoltat aici centru comprehensiv pentru serviciile de accident cerebrovascular. Și cunoașteți deja în mediul medical mai mult că Ministerul Sănătății planifică, practic, probabil va fi anunțat în următoarea lună, deci crearea centrelor primare și a unui centru comprehensiv și altul multifuncțional în Chișinău, cele primare vor fi în Raioane, de intervenție în AVC. Deci aici va fi, practic, unul din creierele de prim ajutor în AVC. Avem, de asemenea, un sistem informațional dezvoltat care vine să colecteze și să prelucreze toate datele. Mai există două niveluri care sunt preconizate pentru lucrătorii medicali, pentru odihna lor, săli de conferință, inclusiv pentru studenți și rezidenți, astfel ca ei să se simtă aici confortabil. Și aș vrea să aduc câteva cifre despre activitatea unității de primiri urgente. Ea activează în regim continuu, 24 de ore în fiecare zi, 7 zile în săptămână și, în general, în mediu sunt de serviți aproximativ 85.000 de pacienți cu urgențe medico-chirurgicale. Costurile serviciilor sunt acoperite din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, sunt destul de mari, dar oricare persoană menționăm dispune de poliță medicală sau nu dispune, atunci când ajunge într-un UPU, este deservit totalmente gratuit. Și vreau ca mass media să ne ajute să transmitem acest mesaj tuturora. Eu mulțumesc încă o dată celora care au fost implicați direct, celora care au fost implicați indirect. Ne felicităm. Doresc medicilor care vor activa aici succes. Contăm foarte mult pe profesionalismul dumneavoastră, astfel ca să putem să ne mândrim cu acest UPU din toate punctele de vedere, nu doar cu echipamente, dar și cu rezultate extraordinar de frumoase. Felicitări și într-un ceas bun. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Se oferă cuvânt domnului general Dan Paul Iamandi, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României, lider de proiect. Mulțumesc. Doamnă președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, domnul ministru, domnule ambasador, domnule director, domnul inspector general, doamnelor și domnilor, proiectul SMURT 2 este al doilea proiect foarte important pentru cele două țări de pe Marul Neprutului. A existat un SMURT 1, acesta este SMURT 2 și cu siguranță urmează un SMURT 3. Întotdeauna când începem un astfel de proiect ne punem niște întrebări. Vom reuși? Nu vom reuși? Astăzi vă recunosc că am intrat în această încăpere și am privit în ochi medicii și asistenții. Și văzându-le mulțumirea, mi-am dat seama că aici a reușit. Și pentru asta suntem mulțumiți și vă mulțumim. Situațiile de urgență din ultimii ani se remarcă prin complexitate, intensitate și dinamism, caracteristici care au presupus adaptarea rapidă a modului de intervenție din partea tuturor echipajelor de salvatori,
și furnizarea răspunsului integrat în fața unor situații limită. Fie că vorbim despre pompieri, paramedici, medici și asistenți din cadrul serviciilor publice de ambulanță și din cadrul unităților de primire urgențe, ori despre piloți, salvamontiști sau voluntari, definim de fapt o echipă de profesioniști, o mare familie aflată în slujba vieții. Progresul presupune evoluție, iar evoluția depinde de îmbunătățirea continuă a sistemului de urgență și a serviciului furnizat celor aflați în dificultate. Timpul și experiența acumulate ne-au dovedit că serviciile de urgență au fost, sunt și vor rămâne fidele obiectivului orientat către salvarea de vieți, către managementul performant, creșterea gradului de reziliență a comunităților, dotarea cu tehnică performantă a salvatorilor, asigurarea pregătirii personalului la cele mai înalte standarde de calitate, precum și adaptarea misiunilor din competență la dinamica și complexitatea cazuisticii. Evenimentul de astăzi marchează buna cooperare, schimbul excelent de bune practici, dezvoltarea și consolidarea conceptului de sistem integrat de urgență. Totodată, relațiile bilaterale între România și Republica Moldova continuă să urmărească într-o manieră prioritară acordarea sprijinului comun la nevoie în spiritul relației speciale bazată pe legăturile indestructibile de limbă, istorie și cultură. Mai mult ca oricând, acțiunile de sprijin ale României oferite Republicii Moldova sunt necesare a fi susținute cu prioritate, mai ales în contextul geopolitic delicat aflat la granițele țărilor noastre, manifestate de agresiunea militară rusă în Ucraina. Mai mult ca oricând, consolidarea rezilienței reprezintă un obiectiv de o însemnătate prioritară pentru ambele țări. Cert și pe deplin dovedit, rămâne faptul că organizarea integrată, coordonarea și comanda unică, dar și răspunsul integrat furnizat în situații de urgență, rămân abordări eficiente în nobila misiune de a salvatorilor de profesie, mereu în slujba celor suferinți, în slujba vieții. Vă felicit și vă doresc misiuni ușoare și bucuria rezultatelor notabile în activitatea pe care o desfășurați. Doamnă președinte, doresc să vă asigur că noi vom colabora în continuare la fel de bine cu structurile omologe din Republica Moldova și cu siguranță, dacă va fi nevoie, ne vom sprijini în orice fel de situație. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul general. Îmi permiteți și mie să fac un mic discurs de mulțumire pentru partenerii de proiect. Excelență, doamna președinte a Republicii Moldova, doamna ministru, excelențele voastre, domnilor ambasadori, dragi prieteni ai proiectului, stimați colegi, Institutul de Medicină Urgentă reprezintă instituția de referință pentru majoritatea urgențelor medico-chirurgicale majore din țară. Anual, în cadrul instituției, sunt spitalizați peste 27.000 de pacienți, iar numărul intervențiilor chirurgicale constituie între 22.000 și 24.000. După cum s-a menționat, în unitate de primire urgență sunt deserviți la moment aproximativ 85.000 de pacienți, iar pentru viitor ne așteptăm la o majorare de până la 120.000 de pacienți deserviți anual. Acest proiect, realizat de Uniunea Europeană în colaborare cu Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, dar și cu contribuția altor parteneri de dezvoltare, cum este Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, Banca Mondială și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, demonstrează că sistemul de sănătate din țara noastră nu este singur în calea sa de consolidare și de perfecționare a capacităților. Prin acest proiect, dorim să contribuim și noi la o Europa mai sigură, mai pregătită pentru a face față provocărilor legate de dezastre și alte situații de urgență. Ne dorim să demonstrăm, așa cum am făcut-o în timpul pandemiei, prin ajutorarea celor peste 6.000 de pacienți critici, așa cum procedăm acum, în deservirea medicală necondiționată
a celor peste 2000 de pacienți din rândul persoanelor refugiate din Ucraina, că suntem o instituție medicală de încredere, cu infrastructură și personal pregătit, gata să contribuim la salvarea de vieți omenești și o sănătate mai bună pentru cetățeni. Datorită prezentului proiect, suntem mai încrezători în ziua de mâine, în viitorul nostru european. Credem că și celelalte trei proiecte de avengură, cum este reconstrucția capitală a secției de anestezie și terapie intensivă, construcția blocului operator cu 15 săli de operații modulare și construcția Centrului Național de Epileptologie, care sunt părți integrante ale instituției noastre, finanțate de Ministerul Sănătății din sursele bugetului de stat și alocări financiare centralizate, vor fi date în exploatare în următoarele 3, 7 și 12 luni de zile consecutive. În încheiere, vă rog să acceptați exprimarea mulțumirilor noastre, ale întregului colectiv și de medici și asistenți medicali, pentru toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect, Comisiei Europene, Guvernului României și tuturor agențiilor de profil din România, Guvernului Republicii Moldova, colegilor și colaboratorilor noștri din cadrul Ministerului Sănătății, Ministerului de Interne și Ministerului Finanțelor din Republica Moldova, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România și structurilor sale coordonatoare ale proiectului, Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională, Băncii Mondiale și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. De asemenea, aș vrea să mulțumesc, nu în ultimul rând, companiei de construcții Eurostil Construct SRL și companiei de proiectare Arhidox SRL pentru aportul esențial în realizarea acestui proiect. Suntem dispuși să ne împărtășim cu lecțiile învățate pentru ca viitoarele proiecte să meargă mai bine. Exprimăm recunoștință partenerilor noștri din România pentru susținerea demersului nostru de a continua proiectul SMUR 2 în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027, care va include extinderea infrastructurii acestei unități primiri urgențe pentru realizarea intervențiilor chirurgicale de urgență și a misiunilor aeropurtate. Vă mulțumim! În continuare, vă invităm la o vizită a unității de primiri urgențe, după care va urma o fotografie de grup în afara acestei unități. Așa, deci...